neagră nu este lada noastră de gunoi, iar cei care nu înțeleg asta trebuie să știe că își pot ruina vacanța. Mai nou, poliția locală din Constanța dă amenzi și de 800 de lei celor care își aruncă resturile la întâmplare. Așadar, alegeți echivalentul la două nopți de cazare la un hotel de 3 stele sau un litoral civilizat. Stațiunea Mamaia, orele amiezii, acest turist din Gorj trage cu sete dintr-o țigară la malul mării. În final, bărbatul aruncă relaxat chiștocul pe nisip. Nu știe că polițiștii locali sunt însă cu ochii pe el. Mucul de țigară, de ce l-ați dat jos pe nisip? Nu tot dumneavoastră stați la plajă aici? Mucul de țigară, dar nu l-am avut eu. Păi, dar nu fumat, n-am fumat acolo. N-am cum ați fumat? Dar nu am avut niciun muc de țigară eu. Nu fumat eu. Unde e? L-am văzut. Păi unde că nu am? L-ați aruncat la stat jos. Nici nu am țigări măcar. Vă, nu sunteți dumneavoastră aici cu țigara în mână? Păi și aveam țigara prinsă. Păi uitați-vă în mână aici ce aveți. A ieșit doar doamna. Uitați, duceți țigara la dură. Câte țigări sunt aici, numai eu le-am făcut. Toate le-am aruncat eu pe jos. Omul a fost amendat cu 400 de lei pentru acest gest necivilizat și la fel a pățit și un turist care a intrat fumând în apă și a aruncat chiștocul înainte să înoate. Am văzut că ați intrat cu țigara în apă și a dispărut. Da. Unde ați aruncat-o? Nu știu. A scăpat-o din mână. Garda de mediu este cea care ar trebui să amendeze turiștii care fac mizerie pe plajă, însă până acum n-a dat nicio sancțiune. Tocmai de aceea, Primăria Constanța a reușit printr-o hotărâre să le permită polițiștilor locali să rezolve situația. Din păcate, nu și în sudul litoralului. Agenții de la Poliția Locală patrulează pe plajă și sancționează pe toți cei care sunt surprinși în timp ce încalcă aceste reguli de bun simț până la urmă. Agenții de poliție fac public și un număr de mobil la care turiștii pot să facă sesizări. În același timp, pe plajele private, administratorii îi încurajează pe oameni să selecteze deșeurile atunci când le aruncă. Mi s-ar părea foarte ok să refuzăm paiele, pentru că dacă fiecare persoană în parte ar refuza paiul la băutură, încet, încet, probabil în ceva timp, am renunțat de tot la ele. Dacă tot venim la noi în țară, să respectăm lucrurile de la noi și cum le respectăm în afară. Potrivit organizației Mare Nostrum, 2018 a fost anul cu cele mai murdare plaje pe litoralul românesc. În doar 3 luni de sezon estival au fost colectate 100.000 de kilograme de deșeuri aruncate de turiști și 50.000 de chiștoace. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.